Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Citim cuvântul Domnului cuprins între versetele 25 și 37. Luca, capitolul 10. Este a treia evanghelie dintre cele patru, versetul 25. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viață veșnic. Dar el, care vroia să se îndreptățească, i-a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Erihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: Ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Amin. Atunci când faci anumite lucruri pentru persoana iubită, simți o foarte mare bucurie, satisfacție și împlinire. Atunci când faci ceva pentru un Dumnezeu pe care îl iubești, simți aceste lucruri. Atunci când faci ceva pentru oricine, pentru cineva pe care nu-l cunoști, pe care nu-l identifici, care e doar o formă de religie, care e o noțiune abstractă, o filozofie, atunci este diferit. Este minunat să stăm înaintea Domnului și să primim această motivație să-L iubim pe Dumnezeu și să ne exprimăm iubirea față de Dumnezeu. Scumpii mei, în seara aceasta am ajuns la pilda semănătorului. De mai multe săptămâni studiem pildele Domnului. Și în seara aceasta suntem la a 13-a lecție biblică din ciclul acesta de predici numită Pildele Mântuitorului. Am vorbit pentru 3 seri despre pildele lucrurilor pierdute. Și în această seară am ajuns la pilda samariteanului și pilda aceasta este una dintre cele mai frumoase din Biblie. Este o adevărată capodoperă a pildelor Domnului. Viața oamenilor a fost foarte mult influențată, arta a fost foarte mult influențată de această pildă. Și pilda aceasta este o reacție a Mântuitorului Iisus Hristos ca cele mai multe dintre pilde. Aduceți-vă aminte că pilda lucrurilor pierdute, a oii pierdute, a banului pierdut și a fiului pierdut, sunt reacția Mântuitorului la atitudinea fariseilor și cărturarilor care erau nemulțumiți că Mântuitorul acordă atenție și păcătoșilor și vameșilor. Și atunci Domnul Iisus spune 3 pilde prin care scoate în relief că Dumnezeu iubește pe toți oamenii atâta timp cât ei sunt în viață. Și când viața lor se termină, Dumnezeu îi judecă pe fiecare și în funcție de cum au trăit, așa le face. Dar în viața de pe pământ, Dumnezeu le oferă har, le oferă îngăduință, iertare și posibilitatea să se pocăiască și să fie mântuiți. În această seară am ajuns la o altă pildă. Reacția Domnului este diferită de data aceasta. Observați că în capitolul 10, Domnul Iisus Hristos are un dialog cu cei 70 de ucenici. Domnul i-a trimis în misiune și ei se întorc cu mult succes și, bineînțeles, cu multă bucurie. Și Domnul vorbește cu ei
despre misiunea lor și despre consecințele slujirii. Dintr-o dată, din mijlocul oamenilor, se ridică o persoană și îi pune Domnului în public o întrebare. I-a pus o întrebare în mod respectos, în mod decent. Omul acesta nu era oricine, era un om educat. Era unul dintre învățătorii care mergeau în sinagogă și se ridica în fața poporului ca să-i învețe legea. Omul acesta avea o reputație bună și se respecta, el a vorbit frumos. Acum, în inima lui însă, nu era la fel de frumos ca în atitudinea lui publică, dar asta nu știa nimeni decât Domnul Iisus, singurul care are capacitatea să citească gândurile oamenilor. El a vorbit frumos, a avut un ton adecvat, a avut o poziție fizică adecvată și a formulat propoziția în termeni de politețe. El nu a fost impertinent, dar în inima lui ne spune Scriptura că a avut o intenție greșită. El, scopul cu care a vorbit nu a fost să învețe. Scopul cu care a vorbit a fost să-L ispitească pe Domnul și El să iasă în evidență prin faptul că va avea ocazia să vorbească public. Cu cine? Cu celebrul Iisus Hristos. Și în felul acesta oamenii să-L vadă vorbind cu celebrul Iisus Hristos și să-L aprecieze. Care sunt elementele pildei? Elementele pildei sunt următoarele. Pilda aceasta este o întâmplare imaginară pe care Domnul Iisus Hristos o spune acestui om și prin pilda aceasta, prin întâmplarea aceasta imaginară, omul să înțeleagă ceea ce a evitat să înțeleagă abstract. Domnul i-a vorbit abstract mai întâi, teologic. Și el a spus, nu înțeleg bine, cum stau lucrurile? Și atunci Domnul îi spune o întâmplare ca la copii. Și acum nu mai putea să spună că nu înțelege, că dacă spune asta, recunoștea că nu are destulă minte. Și uitați care sunt elementele pildei pe care o spune Domnul. În această întâmplare imaginară sunt câteva personaje. Personajul principal este un om care face o călătorie. Călătoria aceasta începe din Ierusalim până la Ierihon. Ierihonul este un oraș, unul dintre cele mai vechi orașe din lume. Este un oraș la aproximativ 32 de kilometri de Ierusalim, foarte aproape. Acum aproape că este unit cu Ierusalimul. Omul acesta face această călătorie plecând din Ierusalim până la Ierihon. Drumul care unea Ierusalimul de Ierihon era un drum plin de tâlhari. De aceea, de-a lungul timpului, datorită jafurilor frecvente pe care tâlharii le făceau asupra călătorilor, drumul acesta a primit porecla, denumirea de drumul sângelui, pentru că foarte mulți oameni erau ori omorâți, ori răniți foarte grav, pentru că bandiții, tâlharii, hoții, îi jefuiau și îi băteau și îi lăsau aproape morți sau morți. Al doilea personaj este preotul. Preotul trecea și el pe drumul ăsta. Nu știm dacă direcția era de la Ierusalim la Ierihon sau invers, nici nu ne interesează. Al treilea personaj e levitul, ca și preotul, și el mergea pe drumul acesta într-unul dintre cele două sensuri. Al patrulea personaj sunt tâlharii, mai mulți la număr, cel puțin doi. Și al cincilea este samariteanul, încă un călător care călătorea într-un sens pe acest drum. Samariteanul era un evreu din Samaria, o anumită regiune a lui Israel, care, datorită unui eveniment întâmplat de mult în istoria lor, s-au divizat puțin. Unii au rămas evrei puri și credeau despre ei că superiori, iar ceilalți au fost un fel de amestecătură, s-au curcit cu alte etnii, în mod deosebit cu asirienii. De aceea au fost un fel de evrei nerespectați, care erau subapreciați de adevărații evrei, care erau puri etnic. Și ultimul personaj de care vorbește Biblia este hangiul, omul care lucra la hotel. Era un han de poposire, un hotel, pe drumul acesta dintre Ierusalim și Ierihon. Așa cum sunt astăzi, tot felul de benzinării, tot felul de ieșiri, unde, mă rog, poți să-ți cumperi ceva de mâncare și de băut. Și acolo era un han, unde oamenii puteau și dormi. Ei, toate aceste personaje sunt implicate în această întâmplare imaginară și fiecare dintre ele au un anumit rol. Domnul fiecăruia îi atribuie un anumit comportament din care noi putem învăța.
Pentru că comportamentul unora e negativ și noi trebuie să-l respingem, al altora e pozitiv și noi trebuie să ni-l însușim. În câteva cuvinte o să vorbesc câte ceva despre fiecare. Înainte de asta însă, vreau să vă spun că la sfârșitul secolului II și la începutul secolului III au existat o interpretare a acestei pilde și unul dintre oamenii care au oferit interpretarea aceasta a fost Origen. Origen este unul dintre marii bărbați ai lui Dumnezeu, a trăit între 187-200 și nu știu cât, începutul secolului III, și a fost unul dintre părinții bisericești, un om foarte respectat, un om foarte evlavios, un erudit al vremii lui. Omul acesta a predicat despre pilda samariteanului la aproape 100 de ani, 100 și ceva de ani de la generația apostolilor. A fost foarte aproape de generația apostolilor. Părinții lui, străbunicii lui, au fost generații cu apostolii. Nu la 2000 de ani după, când lucrurile s-au învârtit, nici nu mai știu cum au fost la început. Și uitați cum a interpretat el pilda samariteanului. El zice că omul care cobora de la Ierusalim la Ierihon e Adam. Ierusalimul e paradisul. Ierihonul e lumea. Tâlharii sunt dușmanii. Preotul e legea. Levitul simbolizează prorocii lui Dumnezeu. Samariteanul este Iisus Hristos. Rănile sunt neascultarea datorită păcatului. Măgarul este jertfa Domnului Iisus, trupul Domnului care a purtat toate poverile oamenilor, toate bolile oamenilor, toate păcatele oamenilor. Domnul a venit pe pământ și s-a așezat sub povara noastră, purtându-ne înaintea lui Dumnezeu, ca să ne ispășească, să ne ridice. Hanul este biserica, hanul de poposire, hotelul este biserica. Cei doi dinari, cei doi lei pe cu care a plătit samariteanul la hangiu, sunt tatăl și fiul. Hangiu e păstorul bisericii, omul care în biserică slujește și se ocupă de cei aduși. Iar promisiunea samariteanului că voi veni și îți voi plăti ce cheltui pe deasupra, este promisiunea Mântuitorului că va reveni și va răsplăti biserica sa pentru toată osteneala slujirii de când el s-a înălțat până când el va reveni, în perioada aceasta de har numită biserica, dispensațiunea sfinților. Un alt mare bărbat al vremii, Clement din Alexandria, un alt părinte al bisericii, a trăit cam în aceeași vreme cu Origen. Imediat o să termin cu lucrurile astea, poate că pentru unii e mai greu de digerat. Vreau doar să vă spun că de pilda aceasta pe care noi o citim în Scriptură, cu aproape 2000 de ani în urmă, au predicat mari oameni. Bibliotecile de cărți religioase spline cu numele lui Origen. A fost unul dintre cei mai puternici predicatori ai lumii creștine. Clement din Alexandria de asemenea. Sigur, pe noi nu ne mai interesează acum, suntem la 1800 de ani după el. Dar este unul dintre mari bărbați pe care i-a folosit Dumnezeu. Uitați ce spunea Clement din Alexandria. El spunea următorul lucru. Cine ar putea fi acest aproape, dacă nu Mântuitorul? Cine mai mult decât el a avut milă de noi când am fost călcați în picioare? Decât e stăpânitorul lumii acesteia? Când am fost plin de răni? Când am fost în patimi, cuprins de patimi, când am fost în groază, când am avut ură sau am avut parte de ură altora, când am avut dureri sau când am făcut dureri altora, când am fost dezamăgiți. Pentru toate aceste răni, Iisus este singurul medic. El este acela care varsă pentru sufletele noastre păcătoase și rănite vinul iertării, adică sângele său. El este acela care varsă cu mână largă uleiul binefăcător, care este Duhul și mila Tatălui. În istoria bisericii s-au acumulat foarte multe interpretări ale acestei pilde, care de care încearcă să scoată mai mult în evidență voia lui Dumnezeu. Unele devin foarte alegorice, spiritualizează foarte mult și la fiecare element din pildă dau câte o însemnătate. Alții sunt foarte logici, foarte raționali. Însă, dincolo de toate acestea, aș vrea să privim care este desfășurarea pildei. În această pildă găsim 5 întrebări. Este una dintre pildele cu cele mai multe întrebări. Dintre aceste 5 întrebări, 2 sunt puse de învățătorul legii care inițiază dialogul cu Domnul, iar 3 sunt puse de Mântuitorul Iisus Hristos.
Cele două întrebări pe care le pune învățătorul sunt următoarele. Ce să fac să am viață veșnică și cine este aproapele meu? Aceste întrebări sunt bune, dar lui, care era învățător al legii, nu i-a stat bine să le pună. El în sinagogă îi învăța pe alții cum să aibă viață veșnică, iar acum el face pe naivul și întreabă la rândul lui pe Domnul Iisus ce să fac să am viață veșnică. Era limpede pentru toți oamenii că el n-avea intenții bune. Toți oamenii îl cunoșteau cine este, nu? Într-un sat, într-un oraș, în vremea aceea, în general oamenii se cunoșteau unii pe alții, toți îl știau că e învățătorul, toți îl respectau, își scoteau pălăria, rabi, rabi, învățătorule. Iar acum învățătorul face pe naivul, demascând o intenție puțin ciudată, și îl întreabă pe Domnul Iisus lucruri pe care el în fiecare zi le predica. Pentru publicul larg a fost limpede că intențiile lui nu sunt să învețe, ci altceva. Mai mult de atât, când vede că nu funcționează prima întrebare, o pune pe a doua. Cine este aproapele meu? Un simplu creștin din biserică ar fi jenant să pună întrebarea aceasta. Și el, unul dintre învățătorii, dintre liderii religioși ai sinagogii, ai templului, puneau această întrebare. Domnul Iisus Hristos pune și el trei întrebări. Prima dintre ele, ce scrie în lege? Domnul îl respectă și presupune că cunoaște legea, că e învățător. Nu-l tratează ca pe un ignorant, așa cum se tratează el pe sine. Dar Domnul presupune că el e învățător, presupune că cunoaște legea și de la nivelul acesta discută cu el. Eu știu că tu cunoști legea, spune-mi, ce scrie în lege? Răspunde-ți tu, că tu știi să-ți răspunzi, de ce mă întrebi pe mine? A încercat să-l corecteze, să facă apel la bunul lui simț. A doua întrebare pe care o pune Domnul. Cum citești în legea pe care o cunoști? Aici era problema lui. El legea o cunoștea, dar interpretarea legii nu. Și a treia întrebare, ultima cu care se încheie întâmplarea imaginară. Care dintre aceștia trei crezi că este aproapele celui căzut între tâlhari? Aceste cinci întrebări sunt scheletul pildei. Și ultimile trei întrebări sunt răspunsuri la primele două. Priviți că întrebarea aceasta, ce să fac ca să fiu mântuit, revenind la întrebarea învățătorului legii, e o întrebare veche. Ea este des întâlnită în Biblie. Vă aduceți aminte, scumpii mei, de Luca 19:18? În aceeași Evanghelie, tânărul bogat vine la Domnul Iisus Hristos și pune aceeași întrebare. Ce să fac să am viață veșnică? El era un businessman, nu era un teolog. Lui nu i-a stat rău această întrebare, pentru că a venit să ceară lămuriri într-un domeniu unde nu se pricepea. Un alt om care pune întrebarea aceasta este un polițist care lucrează în închisoare, temnicer numit în Biblie. Fapte, capitolul 16, versetul 13. El întreabă pe apostol, fraților, ce să fac să fiu mântuit? Și lui stătea bine să pună această întrebare, că era polițist, nu era teolog. O a treia întrebare similară e în Ioan, capitolul 6, versetul 28. Există evenimentul mulțirii pâinilor, un eveniment supranatural, senzațional. Și mulți oameni îl caută pe Domnul și au o întrebare similară. Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu, ca să intrăm în mântuirea lui Dumnezeu? Observați că această întrebare, ce să fac ca să fiu mântuit, verbalizată prin pocăință sau ascunsă în inimă prin mândrie, omul oricum o are în sufletul lui. Orice muritor are interes pentru răspunsul la această întrebare. Ce să fac ca să fiu mântuit? Fiecare om vede că îi se termină viața. Când ne naștem avem un account și în el avem unii dintre noi 70.000 de dolari, cei mai tare au 80.000 de dolari și tot cheltuim din el. Și în fiecare zi tot cheltuim, câte unul. Și vine vremea, de fapt câte 10 sau 100, vine vremea când se epuizează accountul. Unde mergem? Biblia spune că oamenii merg ori în rai, ori în iad. Oricât de necredincios ar fi un om, se gândește, dacă Biblia e adevărată, eu merg în iad.
De aceea în inima lui, spusă sau nespusă, este întrebarea: ce să fac ca să fiu mântuit? Unii oameni au îndrăzneala să o pună și să țină cont de răspuns. Alții au îndrăzneala să o pună, dar neglijează răspunsul, cum a fost tânărul bogat. Alții pun întrebarea și împlinesc răspunsul și devin mântuiți. Oamenii sunt diferiți și Dumnezeu, care e deasupra, are o evidență a fiecăruia. Felul în care învățătorul a pus această întrebare reflectă că, deși cunoștea Biblia, nu putea să înțeleagă și să interpreteze Biblia. Biblia ne învață că mântuirea e un dar al lui Dumnezeu, iar el a întrebat: ce să fac ca să merit asta? Nu poți să faci nimic, nimeni nu poate să merite mântuirea lui Dumnezeu. Biblia spune că mântuirea este un dar, este un cadou pe care trebuie doar să-l primești. Roman 6:23, plata păcatului e moartea. Toți oamenii merg în moarte veșnică, în iad. Atenție, darul fără plată, fără merit al lui Dumnezeu, este viață veșnică, dar în Iisus Hristos. Nu despărțiți de Iisus Hristos, în Iisus Hristos. Iată, dar moștenirea vieții veșnice este un dar pe care îl primești de la Dumnezeu prin credință, prin credință că nu-l vezi. Dumnezeu este ființa infinită, dar spirituală, nu se vede. Nu-i materie ca noi, nu-i carne să fie azi aici, mâine în Detroit. Dumnezeu umple universul, este spirit, deci nu se vede. Deci prin credință putem să intrăm în relație cu Dumnezeu, nu prin vedere. Mergem într-o biserică, găsim un preot sau un pastor, găsim o clădire amenajată cu sau fără lumânări, cu sau fără icoane, cu sau fără statui. Dar dincolo de asta, prezența lui Dumnezeu tot prin credință o percepem, că nu o vedem, pe preot îl vedem, pe pastor îl vedem, pe oamenii vedem, statuetele și lumânările și alte lucruri care împodobesc, decorează biserica în funcție de denominație, le vedem, dar pe Dumnezeu nu, decât prin credință. Dar și prin pocăință, pentru că pocăința este atitudinea de auto-umilire a omului, acceptând că nu e așa deștept, nu e așa de sfânt, nu e așa grozav cum s-a dat până acum, și acceptă că e un muritor cu imperfecțiuni, cu defecte, cu păcate, cu greșeli, cu alunecări, cu abateri, și dacă nu se pocăiește de ele, adică dacă nu spune: Doamne, ăsta sunt, iartă-mă, merge în iad. Credința și pocăința te pune în situația să primești darul, dar darul este gratis, e cadoul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să facă ceva ca să fie mântuit. Că ce poate să facă omul? Fii sincer, ce poți să faci pentru păcatul de acum 20 de ani? Ce poți să faci? Poate cineva să ducă înapoi în timp? Nu! Timpul acela este în sertarele lui Dumnezeu din cer. Dar Iisus poate să meargă în sertarele lui Dumnezeu din cer și să ierte păcatul acela prin sângele din rănile lui. De aceea avem nevoie de el, dar de el prin credință și cu pocăință. Ei, omul acesta a venit de pe o poziție de intelectual, de superioritate, și a spus: eu sunt în stare, eu am resurse, cât să dau să primesc? Și Iisus spune: nimic. Dacă vrei să primești în dar, dacă nu, nu. Lucrul acesta, deși este simplu, e greu de înțeles. Dar e greu de înțeles în fire, nu în Duhul. Observați că aceste câteva categorii de oameni pe care le-am prezentat mai devreme, personajele acestea care compun pilda, fiecare dintre ele devin un exemplu pentru noi și demască o filozofie de viață. Îmi place să vă spun despre această filozofie de viață, pentru că este filozofia de viață a categoriilor de oameni printre care suntem și noi astăzi. Îi iau pe rând și trec repede prin explicațiile acestea ca să epuizăm pilda în această seară. Omul care călătorea. În primul rând vreau să vă spun că toți au cât un nume: samariteanul, preotul, levitul, hangiu, și numele lor deriva de la profesia care o aveau. Preotul nu-l chema preotul Ion, îl chema preotul pentru că era meseria lui de preot. Levitul nu-l chema levitul Luigi și îl chema levitul, că asta era meseria lui. Hangiu nu-l chema hangiu Marian, îl chema hangiu că lucra la han. Era hotelierul, lucra la hotel. Era tractoristul, lucra pe tractor. Ei, toți au câte o poreclă datorită profesiei, numai ăsta a căzut între tâlhari, n-are nicio poreclă. Lui se spune simplu și universal: omul, un individ, un om. Observați că omul acesta face o călătorie și are o experiență teribilă.
niște tâlhari, crezând că e bogat, îl prind, îl bat, îi iau toți banii, îl jefuiesc și îl lasă aproape mort. Tâlharii, o altă categorie de oameni. Această categorie de oameni este reprezentată de oameni răi, în general. De oameni violenți, de oameni fără frică de Dumnezeu și fără rușine de oameni. Pe ei nu interesează de nimic. Ei au o anumită filozofie de viață și filozofia aceasta de viață îi conduce. Frații mei, oamenii în viață sunt conduși de o filozofie. Fiecare dintre noi avem o filozofie de viață. Și filozofia aceasta e puțin flexibilă în funcție de împrejurări. Dar, în general, filozofia aceasta ne conduce și mai devreme sau mai târziu. Fiecare își dă petec cu filozofia de viață. Uitați care era filozofia de viață a tâlharilor. Ce e al meu e al meu și ce e al tău e tot al meu. Asta a spus el la om pe care l-a prins în călătorie. L-a întâlnit și i-a spus așa, hei omule, vină încoace, tu știi ce credem noi? Și omul i-a spus, probabil nu știm. Ei, uite, hai să spunem noi, ce e al nostru e al nostru și ce e a matalei tot al nostru. L-au bătut și i-au luat. Asta era filozofia lor de viață. Observați că Domnul Iisus nu vorbește despre identitatea etnică a hoților, a tâlharilor. Puteau fi evrei, samariteni sau neam dintre neamuri. Însă Biblia folosește termenul de tâlhar pentru oameni care nu neapărat jefuiesc și bat pe cineva în mod fizic. Și vreau să vă dau câteva exemple ca să observați că pentru Dumnezeu, pentru Biblie, semnificația cuvântului tâlhar trece dincolo de asta la intersecție să jefuiești pe cineva. Tâlhar nu înseamnă neapărat taliban. Vă dau câteva exemple din Biblie. O formă de a fi tâlhar pentru Dumnezeu este pervertirea închinării din biserică prin mutarea centrului de greutate. Uitați, citeți versetul ca să vă spun, să înțelegeți ce am vrut să spun. Și le-a zis, este scris, casa tatălui meu este o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Ce a vrut Domnul Iisus să spună? A vrut să spună următorul lucru. Am vrut ca această clădire să fie dedicată pentru rugăciune, iar voi ați transformat-o în alte activități care n-au legătură cu rugăciunea. Tot felul de activități. În concluzie, orice activitate de aici care nu are legătură cu rugăciunea, cu pocăința, cu Biblia și cu postul, credeți-mă că n-are nicio legătură cu Dumnezeu. Această casă este o ambasadă a lui Dumnezeu care trăiește într-o altă țară. Și el și-a cumpărat proprietatea aceasta vrând să o folosească în interesul lui. El cheamă oamenii aici nu să-i facă bogați, că Dumnezeu nu ne-a dat un miliardar. Cheamă oamenii aici nu să-i facă deștepți, că Dumnezeu nu ne-a dat un doctor docent. Cheamă oamenii aici să-i mântuiască și să-i sfințească, pentru că ne-a dat un mântuitor. Și casa aceasta e locul unde lucrează el. Doctorul are nevoie de un spital, învățătorul are nevoie de o școală, sportivul are nevoie de un teren de fotbal, mântuitorul are nevoie de o casă de rugăciune. Orice activitate din casa de rugăciune, care nu are legătură cu rugăciunea, care nu are legătură cu Biblia, care nu are legătură cu postul și cu sfințenia, este o pervertire și numai tâlharii fac asta. Este o tâlhărie. Uitați-vă la tendința contemporană a bisericii și o să constatați că se inventează tot felul de activități numite sfinte, dar oamenii care sunt implicați în ele nu se roagă și nu vin la rugăciune. N-au timp să vină la rugăciune. Fug de rugăciune să nu vă spun cum. Fug de studiu biblic să nu vă spun cum. Dar la aceste activități sunt primii, le promovează, rugăciunea nu mai e bună, e depășită. Biblia nu mai e bună, e depășită. Postul nu mai e bun, că îl doare stomacul. Însă alte activități vor să le facă și zice, băi frate, numai rugăciune toată ziua, dar mai lasă-mă, domne, cu atâta rugăciune. Asta este tâlhărie în biserică. Hristos a spus-o. Când a găsit aceste activități, a spus așa, de ce faceți lucrurile astea aici? Se făceau lucrurile alea în piață? Se făceau. Erau normale în piață? Erau. Dar în biserică erau normale? Nu. În concluzie, când te duci la culcare, te îmbraci în pijamale, când te duci să repari mașina sau la lucru, te îmbraci în salopete, când te duci la nuntă, te îmbraci la costum, cu
Cu alte cuvinte, fiecare haină are rostul ei. Când te duci să mănânci, te duci în bucătărie. Când te duci să dormi, te duci în dormitor. Și să nu continui cu exemplele. Ei, când vrei să te pocăiești, vii la biserică. Dar când vii la biserică, de pocăință te ocupi. Iar din pocăință nu poate lipsi rugăciunea. Nu poate lipsi Biblia. Nu poate lipsi postul. Nu poate lipsi sfințenia. Frații mei, tâlhăria a fost o realitate în biserica de pe vremea Domnului și această realitate continuă mai mult sau mai puțin și în vremurile noastre. Încă un text biblic unde este folosit cuvântul acesta. Ioan 10:1. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staul oilor, ci sare pe altă parte, e un host și un tâlhar. Intenția de a scurta drumul mântuirii, evitând pocăința. Ce vrea Iisus să spună cine intră în staul pe altă parte? Pe unde intri în staul? Oriunde se intră pe ușă, fraților. Și staulul e o îngrădire care are o ușă, o poartă. Hristos e poarta. Cine intră prin Hristos înseamnă că trebuie să creadă în El și să se pocăiască de păcatele Lui. Ei, oamenii care nu vor să creadă în Iisus și nu vor să se pocăiască de păcatele lor, evită pe Hristos încercând alte metode de mântuire. Fapte personale, merite personale, religia lui bunicu, faptul că eu sunt copil de pastor înseamnă că Dumnezeu, nu vă supărați, nu o să uitați la mine ca la Marian. Marian e copil de țăran. Eu sunt copil de pastor. Sau, nu mai știu, tata a fost proroc. Sigur că Dumnezeu face părtinire, că e ca mine. Ei, vrea Dumnezeu să spună următorul lucru. Tâlhării de genul ăsta, la el nu se întâmplă. Cine vrea să intre în împărăție, nu poate să ocolească pe altă parte. Religiile oamenilor, invențiile lor, speculațiile lor, contemporaneizările lor, secularizările lor, n-au efect. Hristos e poarta și dincolo de asta este un zid de netrecut. Cine încearcă să-l treacă, două lucruri, nu reușește și primește și poziția de tâlhar. Permiteți-mi să vă mai citesc un text biblic. Zicea lucrul acesta pentru că nu purta grijă de cei săraci, ci pentru că era un hoț, ca unul care ținea punga și lua ce se punea în ea. Ioan 12:6. Încă un mod de a fi tâlhar, dar nu la drumul mare, nu ca și talibanii, este intenția de a lua ce nu ți aparține. Intenția de a lua ce nu ți aparține. Iuda a fost casierul grupului apostolic. Și Biblia ne spune că el încerca să fie cât mai econom cu punga, dar nu ca să fie bani în pungă, ci ca să aibă el de unde lua mai mulți. Și Hristos îl numește tâlhar. Îl numește hoț. De ce? Pentru că încerca să ia ce nu era al lui. Nu îi se cuveneau lui banii aceia, ci grupului apostolic și nevoilor lucrării lui Dumnezeu din acea vreme. Frații mei, există posibilitatea tâlhăriei. Nu neapărat să lovim fizic pe cineva. Priviți că Biblia are semnificații ale acestui verb, a tâlhări, în legătură cu lucrurile religioase. Nu neapărat în legătură cu banditismul, cu terorismul și cu violența seculară. Trecând la un alt personaj, dar înainte de aceasta vreau să vă spun care este filozofia hangiului care urmează, el este următorul personaj. Hangiul are și el o filozofie de viață. El este un om cinstit, el nu agresează pe nimeni, el își face job-ul, dar filozofia lui de viață este următoarea. Ce-i al meu este al meu, ce-i al tău este al tău, dar tot ce fac pentru tine costă. El e un om cinstit, dar nu e un om caritabil, nu e un om bun. Observați că el stătea la tijghea, n-avea clienți. Și dintr-o dată vede un om care vine cu un măgar, iar pe măgar așa întins era un om aproape leșinat. Și omul ăsta îl ia în brațe pe, samaritanul ia în brațe pe omul căzut între tâlhari, de-abia le aduce în han, probabil că hangiul fuge să-l ajute. Și acum ăsta în două vorbe explică povestea. Dom'le, călătoream, l-am găsit pe omul ăsta, pe
bătut măr, aproape leșinat. I-am pus niște vin, niște undelem pe rană, l-am lecuit cât de cât, acum uite ți-l aduc aici. Nu-ți cer să-l îngrijești pe gratis cum l-am îngrijit eu până acum. Eu îți plătesc. Ia 2 lei. 2 lei era plata pentru 2 zile de lucru. Și ce mai plătești, să știi că mă întorc să-ți dau pe deasupra. Nu putea hangiu să zică și el, băi omule, tu ai făcut destul pentru ăsta, nici tu nu-l cunoști, nici eu nu-l cunosc. Dar cum tu ai fost om și mi-ai dat 2 lei pentru acum, să nu te mai întorci, că ce fac pe deasupra, fac de la mine. Frate, te întorci, 2 cenți dacă mai îndatorești, dă-i încoace. Fac, dar pe bani. Fac, dar tot ce fac costă. Aceasta a fost filozofia lui. El a fost un om drept, dar un om zgârcit. Un om care nu trecea nimic de la el, un om care pentru tot ceea ce trebuia să facă îi îndatora pe oameni. Ce e al meu e al meu, ce e al tău e al tău, dar ce fac pentru tine costă. Încă un personaj, preotul și levitul. Această categorie de oameni sunt categoria oamenilor cinstiți, categoria oamenilor cu reputație, ei nu râvnesc la bunurile altora, dar au și ei o filozofie de viață. Ce e al tău e al tău, ce e al meu e al meu și punct. Ei amândoi trec pe lângă omul ăla leșinat și niciunul dintre ei nu se oprește. M-am gândit la câteva posibile motive pentru care nu s-au oprit. 1. Se grăbeau la slujbă. 2. Țineau la reputația lor și s-ar putea, dacă cineva îi vedea lângă omul ăla leșinat și cu vinul în mână, ce-o fi zis? I se ducea vestea că umblă cu prostii și cu vin și cu alcool și cu nu știu ce și strica reputația. Și omul a zis, eu sunt popă, eu trebuie să am o imagine bună în public, eu lasă-l să moară, dar nu cumva să nu mă vadă nimeni lângă el, ca să nu creadă lumea că m-am oprit să beau cu el niște țuică. A ținut la reputația lui și s-a ferit de orice împrejurare care ar fi putut să îi strice reputația. Probabil că o fi și asta. Un alt posibil motiv. Îi era teamă că tâlharii sunt pe undeva pe aproape și acum mai au încă un client în persoana lui. Și a zis să plec de aici cât mai repede ca să nu se întoarcă. Sau multe alte posibile motive. În concluzie, scumpii mei, aș vrea să vă spun următorul lucru. Pilda samariteanului prezintă mentalități care produc moduri de viață și locuri în veșnicie. Unii râvnesc la bunurile altora și vor să intre în posesia lor. Și folosesc coaliții, manipulare, violență, ce merge, ce funcționează. Pentru că asta este filozofia de viață și scopul scuză mijloacele. Alții nu râvnesc la aceste lucruri, dar nu se implică în viețile oamenilor din jurul lor, nu au milă. Observați că samariteanul, Scriptura ne spune, i s-a făcut milă și pentru că i s-a făcut milă a trecut la treabă. Mila l-a determinat să facă aceste lucruri. Domnul Iisus Hristos, în încheiere, întoarce întrebarea, pentru că omul a pus următoarea întrebare, cine este aproapele meu? Domnul a tors întrebarea și a răspuns la ea, punând o altă întrebare și punându-i următoarea întrebare, al cui aproape ești tu? Noi suntem foarte interesați cine este aproapele nostru, însă întrebarea nu este cine e aproapele nostru, ci al cui aproape suntem noi. Noi trebuie să fim aproapele omului care are nevoie de noi. Dacă e un om bun, trebuie să fim aproapele lui. Dacă e un om rău, trebuie să fim aproapele lui. Dacă e un cunoscut, trebuie să fim aproapele lui. Dacă e un străin, nu l-am văzut în viața noastră, trebuie să fim aproapele lui. Dacă oamenii cred că facem un lucru bun, trebuie să fim aproape de el. Dacă unii ne vor judeca și spune, iată-te, Doamne, și la ăla, trebuie să fim aproapele lui. Noi trebuie să fim aproapele celui care este căzut. Întrebarea nu este cine e aproapele nostru, ci întrebarea este al cui aproape suntem noi. În fiecare zi, o grămadă de oameni au nevoie de ajutor, de milă, de iertare, de dragoste. Scumpii mei, să încheiem slujba divină, stând înaintea Domnului cu propria conștiință și întrebându-ne, ne-a trecut o bună parte din viață și a mai rămas puțin, ce vrem să facem cu ea? Să căutăm oameni care scăzuți, indiferent cine sunt ei, și să avem milă de ei, pentru că doar pe acestea le apreciază Dumnezeu. Vă chem la rugăciune, vă rog să vă ridicați. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania.
Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia